Astăzi, primăria municipiului Megidia a organizat pe platoul din fața Casei de Cultura Sindicatelor Lucian Grigorescu ceremonialul de evocare a unui important moment istoric, împlinirea 99 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Manifestarea a debutat cu arborarea drapelului statului român, intonarea imnului de stat și citirea actului unirii. Evenimentul s-a desfășurat pe platoul din fața Casei de Cultura Sindicatelor Lucian Grigorescu. Din Megidia și s-a încheiat cu un emoționant moment artistic. Au fost interpretate cântece din folclorul basarabean și românesc de către instructorii de canto din cadrul Serviciului Cultură. De la Bistru mai departe, dorule, dor aleargă și se spate, dorule. Mamă, și dispântând o cheamă lume, iar bătrânii stau la poartă și așteaptă-o ca Ziua Națională a Unirii Basarabiei cu România este un eveniment de maximă importanță pentru noi românii, pentru neamul românesc. Este prima provincie românească, Basarabia, care a făcut primul pas după formarea tânărului stat român. Pentru asta a fost nevoie de luptă, pentru că atunci era în plină expansiune colosul numit URSS. Cine crede că totul s-a făcut doar așa, printr-un simplu gest, se înșeală. A trebuit ca patrioții din Basarabia să lupte intens, iar sfatul țării a declarat unirea Basarabiei cu România. După care a urmat unirea celorlalte provincii românești, pentru ca pe 1 decembrie să fie măreața zi a unirii majorității românești. Acesta este visul unei nații, să se întregească, pentru că doar uniți noi putem, într-adevăr, să ne atingem țelul pe acest pământ, să arătăm că suntem o națiune în rândul tuturor celorlalte națiuni și să fim mândri că suntem români. Este un motiv de mare bucurie, trebuie să ne bucurăm. La mulți ani, România! La mulți ani, Basarabia! La ceremonialul de evocare a importantului moment istoric au participat reprezentanții administrației publice locale, oficialități militare și cetățenii municipiului Megidia. Un moment important în istoria noastră a românilor, 99 de ani de când Basarabia s-a unit cu România. Credem noi că au trecut prea mulți ani și noi suntem tot despărțiți și ar trebui ca într-o zi unirea se întâmple cu adevărat și să fim din nou uniți, iar noi să ne bucurăm de întregirea patriei noastre, întregirea României. E un semn de respect față de Basarabia, faptul că această lege a venit să întregească cumva sărbătoarea în sine și spunem la mulți ani românilor, este o zi națională. Și credem noi că megidienii, românii în general, trebuie să se bucure într-o astfel de zi, gândindu-ne că istoria scrisă în urmă cu 99 de ani ne dă acest respect și suntem datori să prețuim cei 99 de ani de când Basarabia s-a unit cu România. La mulți ani, dragi români! O zi importantă în istoria statului român este 27 martie 1918, când sfatul țării a votat unirea Basarabiei cu România, ea devenind astfel prima dintre provinciile istorice care s-au unit cu România. După 22 de ani, în anul 1940, au fost anulate efectele unirii, Rusia sovietică anexând Basarabia în baza pactului secret Ribbentrop-Molotov. Acum 99 de ani, în hotărârea sfatului țării a Republicii Democrate Moldovenești, Basarabia, cum se zicea atunci, cuprins între Prut, Dunăre, Mare Neagră și Nistru, a hotărât să se unească cu România.
Este un eveniment revigorant al trăirii simțirilor patriotici pentru cei care într-adevăr înțeleg și cunosc trecutul istoric al țării noastre. Acest eveniment a fost precursor evenimentului ce a urmat la 1 decembrie 1918, când cele 10 provincii istorice s-au unit cu țara mamă, realizând România Mare. De-a lungul istoriei, aceste 10 provincii, având același neam, fiind de același neam, aceeași limbă, aceeași cultură, au menținut mereu puntea de legătură între ei, fapt care a determinat să discute și să ajungă la concluzia că numai unindu-se cu țara vor putea realiza ceea ce își doresc pentru viitor. Atât de o parte și de alta plutului există oameni de valoare care luptă pentru unirea neamului și încă ziua de astăzi, care datorită urșitoarelor istorici au fost despărțiți. Camera Deputaților a votat ca ziua de 27 martie să fie declarată sărbătoare națională, însă nu una de sărbătoare legală, astfel că salariații lucrează cu această ocazie.